Bună și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire marca Ce se întâmplă, doctore? La ora actuală, diagnosticul de precizie în cancerul mamar presupune obligatoriu efectuarea biopsiei. Rezultatul este interpretat de către echipa multidisciplinară de medici, care apoi stabilește tratamentul personalizat în funcție de stadiul și de tipul de tumoare. Explică astăzi rolul biopsiei în diagnosticul cancerului mamar medicul Isabela Botea, medic specialist radiologie și imagistică medicală în cadrul Euroclinic Regina Maria. Bună ziua, doamnă doctor! Bună ziua! Spuneți-ne ce este biopsia și când o recomandați. Biopsia ghidată imagistic, pentru că nu vorbim de o biopsie chirurgicală, este o metodă minim invazivă prin care medicul radiolog sau uneori chirurg, dar în general radiologul efectuează această biopsie, prelevează material de țesut, deci din interiorul nodulului sau ariei suspecte imagistic, folosind ghidajul ecografic sau mamografic. Mai folosit este ghidajul ecografic. Spuneți-mi ce ar trebui să știe femeile în privința recomandării de biopsie. Multă lume se teme sau are semne de întrebare legate de această investigație. Înțeleg extrem de importantă în stabilirea celui mai bun tratament pentru cancerul mamar. Desigur, există foarte multe mituri legate de biopsie. Aceste mituri nu au o fundament științific, bază științifică, și ele provin din faptul că în urmă cu 20-30 de ani femeile se prezentau la medic într-un stadiu destul de avansat al bolii, chirurgul efectua o biopsie palpatorie și familia pacientei credea că boala s-a răspândit de la biopsie sau era acest mit. În prezent, noi efectuăm biopsii pentru noduli extrem de mici, în stadii extrem de incipiente ale cancerului sau ale a bolii respective, și anume chiar noduli milimetrici, de 3-4 mm, noduli care nu se pot palpa. Și atunci folosim acest ghidaj imagistic. Este o metodă de mare precizie, finețe, minim invazivă, se face fără tăietură și durează 15 minute, rezultatul fiind complet histopatologic și imunohistochimic. Ce informații vă oferă și cum vă ajută să stabiliți protocolul de tratament în cadrul comisiei multidisciplinare? Biopsia este efectuată la femeile care au un scor imagistic senologic, indiferent dacă este mamo, eco sau remene, birați 4 sau 5. Uneori se face și în scorul 3 ecografic, în anumite cazuri particulare. În urma biopsiei se pune în primul rând un diagnostic histopatologic. Există o tumoră malignă sau nu? De multe ori biopsiile sunt benigne, rezultatul biopsiei este benign. Nu toate biopsiile efectuate sunt maligne. De aceea doamnele nu trebuie să se sperie atunci când este indicată o biopsie. Noi indicăm la o biopsie doar și la cea mai mică suspiciune. Preferăm să facem mai mult un act medical complet decât să subdiagnosticăm nodulii respectivi. Apoi, informațiile sunt extrem de prețioase, pentru că pe lângă un diagnostic histopatologic, deci practic în care ne spune dacă este cancer sau nu, există și un diagnostic complet din punct de vedere al receptorilor moleculare, un diagnostic imunohistochimic, iar această informație este esențială pentru medicul oncolog. De ce este importantă efectuarea biopsiei pe cât posibil înaintea intervenției chirurgicale? Din foarte multe motive. În primul rând, ghidurile internaționale recomandă asta și asta este dovedit încă de acum 25 de ani, se practică astfel de biopsii. În al doilea rând, echipa multidisciplinară stabilește următorul pas. De multe ori, pacienta nu trebuie să se opereze, ci trebuie să înceapă un tratament oncologic și apoi de-abia să efectueze o intervenție chirurgicală. Deci, cumva, toate aceste date contribuie semnificativ la stabilirea unui tratament personalizat, tratament care, evident, va crește șansele de vindecare pe termen lung. Da. Spuneți-ne, la ora actuală în România, cancerul se poate trata la nivelul clinicilor mari din afară dacă este tratat într-o comisie multidisciplinară cu specialiști cu experiență?
Da, e o întrebare foarte bună, pentru că din întâmplare am lucrat la Milano, într-un spital foarte mare unde se tratau foarte, foarte multe paciente cu cancer de sân. Exista un breast unit foarte puternic. Și pot să vă spun că la ora actuală, în sfârșit, pacienta din România ar putea să nu se mai ducă să se trateze într-un stat european sau în orice altă țară, pentru că avem toate mijloacele să efectuăm un tratament complet, personalizat și corect efectuat și la noi în țară.